Au luat în brațe cocoșul de munte, l-au admirat și au filmat dansul inedit. Câțiva salvământiști din Bucegi au avut parte de o întâlnire memorabilă cu unul dintre cele mai rare animale ale României. Un adevărat monument al naturii. Cocoșul de munte s-a lăsat mângâiat de oameni, dar veți vedea, a și ripostat puțin. Este senzațional. Iubit. Da, nu-l lăsăm liber. Nu, iar nu-l haidul. Dimă, nu haidul să te apă loc. Cocoșul răspunde la pupat cu un atac. Nu prea știe să se comporte în lume pentru că cel mai probabil nu a văzut prea mulți oameni în viața lui. Când un animal sălbatic, cum este cocoșul de munte, vine la om, e mare lucru. Dar să mai stea să-l iei și în brațe, asta e aproape imposibil, incredibil. Nu e o simplă pasăre, e un adevărat monument al naturii. Seamănă mai mult cu un vultur decât cu ruda îndepărtată din curțile oamenilor. Și cam în perioada aceasta a anului se umflă în pene ca un fazan și începe să danseze. E foarte frumos, dar comportamentul este extraordinar. Este în perioada în care au loc dispute între ei. Pe noi ne-a văzut în roșu și probabil l-am iritat. Cocoșul de munte este protejat prin lege și este o pradă prețioasă pentru braconieri, așa că salvamontiștii preferă să țină secret locul întâlnirii de gradul 3. Ciupe, ciupe. Ia și la